Așadar, a avut loc această întâlnire istorică până la urmă între președintele Xi și președintele Biden. Citeam astăzi o declarație a lui Biden care spunea: un om de stat ar trebui să se gândească și să știe unde să-și conducă țara. De asemenea, ar trebui să se gândească și să știe cum să se înțeleagă cu alte țări și cu lumea largă. Probabil că vorbea și cu el însuși, adică până la urmă nu era neapărat legat de președintele Xi. Domnul Tomozei, sunteți un bun cunoscător al vieții din China și nu numai. Sunteți de câți ani acolo ca ziarist? De 12 ani sunt. De 12 ani. Ce s-a întâmplat la această întâlnire? Am înțeles că a fost o întâlnire de 3 ore și jumătate între cei doi președinți. Vreau relatarea noastră cât mai directă și cât mai bună. De ce nu? Declarația pe care tocmai ați citat-o aparține președintelui Xi Jinping și a fost transmisă în debutul declarației pe care a făcut-o. A, da, iertați-mă, așa, iertați-mă, da, așa este. Da, scuze, vă rog. Cu acest mesaj și-a deschis declarația la întâlnirea cu președintele Joe Biden. Trebuie făcute câteva remarci de ordin diplomatic și imaginile video și foto de la întâlnirea celor doi vin să ne confirme aspecte de genul acesta. Toate datele arată că gazda a fost președintele Xi Jinping și China la întâlnirea dintre cei doi lideri. Chiar dacă la poza de doi, în stânga s-a aflat președintele Joe Biden și, cum se spune în diplomație, cel care a acoperit cadrul, cel care dă mâna peste, a fost președintele Xi Jinping. Sunt nuanțe care contează foarte mult în poziționarea și în dialogul dintre state. Din punctul meu de vedere, întâlnirea a fost, și am văzut și alți ziariști care au comentat în direcția asta, a fost inutilă, la fel cum de inutilă a fost și vizita cancelarului Olaf Scholz la Beijing, nu doar pentru că în două ore nu poți să dai nici măcar mâna în mod serios cu partea chineză, respectând dimensiunile și pretențiile de protocol și de etichetă ale Beijingului, dar nu poți veni la Beijing și Beijingul nu-l mai acceptă de mulți ani ca cineva să vină să-i mai critique, așa cum s-a întâmplat până la mandatele președintelui Xi Jinping, să-i critique ordinea internă. Pe această ordine internă, China crește, se dezvoltă, devine puternică, are viziune, are perspectivă, își proiectează viitorul și la recentul congres. Dar stați puțin, de ce a fost total inutilă această întâlnire? Pentru că nu s-a făcut, ambele părți și-au reiterat pozițiile de care cred că și președintele Biden și președintele Xi Jinping sunt sătui să le audă de la fiecare parte, în timp ce America imixtionează în problemele interne ale Chinei, așa cum se întâmplă și în Europa și așa cum știm și noi la București, totul pare că depinde de Washington, China nu permite lucrul acesta nici măcar la nivel de dialog. Dacă dialogul pe plan politic-diplomatic nu funcționează, totul se răsfrânge, așa cum spunea și domnul Popescu, în zona economică. Din păcate, Uniunea Europeană de mai mulți ani vorbește pe vocea Statelor Unite ale Americii. Domnul Scholz a venit la Beijing cu mesaje preluate de la americani legate de Taiwan, de drepturile omului, de problemele din Xinjiang, de problemele din Hong Kong, uitând că se află în China, nu în România sau în Estul Europei, uitând că Beijingul nu permite nimănui să dea sfaturi acolo unde nu privește Germania sau America sau oricare alt stat. Colegul, vă rog, continuați. Sunt probleme de ordin intern și de demnitate națională în China, iar câtă vreme Uniunea Europeană a adoptat acest mesaj care este văzut la Beijing ca fiind anti-chinez. Atunci când se vorbește despre drepturile omului în China, chinezii adaugă dreptul omului chinez, pentru că aceste drepturi sunt adaptate la dimensiunea, structura socială, aspectele culturale, aspectele istorice și tot. E un amalgam uriaș de detalii
care definesc drepturile omului chinez, care sunt în mare parte general valabile, așa cum știm noi, legate de drepturile omului, dar țin de nuanțe. Președintele aici... Joe Biden a declarat că este angajat, că se angajează să păstreze deschise liniile de comunicare la nivel personal și instituțional Statele Unite ale Americii, China. În calitate de lideri, avem responsabilitatea de a arăta că China și Statele Unite pot gestiona diferențele, pot face așa încât competiția economică să nu ajungă din ce în ce mai aproape de conflict. Adică există amenințarea asta, să spunem, a unui conflict în momentul, din moment ce președintele Statelor Unite vorbește despre conflict? N-am înțeles Statele Unite și întreb. Statele în mandatul președintelui Donald Trump au declanșat un război economic la adresa Chinei. Război aflat în derulare, nu au fost suspendate sancțiunile economice din partea Americii, nu au fost ridicate taxele vamale suplimentare pe produsele chineze. Nu este reglementată încă situația cu Huawei. Așa cum știți, anul acesta a fost eliberată după aproape 3 ani directorul executiv al companiei chineze, doar pentru că guvernul canadian a primit o cerere din partea americană: domne, trebuie să rețineți respectiva persoană pentru că a încălcat anumite legislații americane. Și revin. Și trebuie să se înțeleagă asta măcar la nivelul comunicatorilor care abordează subiectul China. China nu permite, și o să folosesc un șablon pe model chinezesc, legislația cu mână lungă. Ce înseamnă asta? România este un stat suveran în care, pe teritoriul căruia se aplică legile din România. Ei, Statele Unite, prin Senat sau prin Camera Reprezentanților, emit o lege care vorbesc concret despre o situație din România. Și atunci legea americană pur și simplu vine și calcă în picioare și bate suveranitatea legislației sau Constituției României doar pentru că ea este emisă de Statele Unite ale Americii. China nu permite lucrul acesta, motiv pentru care în urma situației legate de Huawei, de compania de telefonie și de tot ce ține de telecomunicații, a intrat în conflict inclusiv cu Canada, s-au întâmplat reciprocități inclusiv la nivel de persoane fizice, rețineri aici, în compensație, dar, repet, China trebuie tratată și are pretenția să fie tratată ca un egal între egali. Uh-huh. Și pretinde același lucru pentru absolut toate țările.